Bună dimineața, dragii mei! Respir așa, oftez, trag aer în piept. Astăzi începe o perioadă foarte interesantă. Venus intră, să ne aducem aminte, în semnul leului. Și va sta acolo până în octombrie. De ce? Pentru că între iulie și septembrie va și retrograda. Vedeți voi, Venus în leu se simte bine, îi place, se simte așa ca o regină, este foarte expansivă, foarte dramatică, foarte generoasă, foarte plină de viață, doar că în același timp este și vanitoasă, e și foarte intransigentă și pentru că va și retrograda, o să ne dea foarte multe planuri peste cap. Și când mă gândesc în primul și în primul rând la zona amoroasă și la zona financiară. Dar există emisiuni speciale despre Venus retrograd în leu, te invit să le cauți și pe DC News și pe AstroSense. Acum hai să ne uităm cam cum o să ne direcționeze intrarea lui Venus în leu pe fiecare dintre noi. Vreau să-ți mai aduc aminte un lucru, Mercur se rupe de Uranus, a făcut conjuncția cu această planetă ieri și oarecum și astăzi și mâine vom trece în continuare prin efectele acestui aspect. Hai să ne uităm așa la fiecare, te invit și la Zodie și la Ascendent. Îți reamintesc faptul că aici este un horoscop teoretic. Bun, începem cu Berbecul sau cei cu Ascendentul în Berbec. Păi, guvernatorul este casa aceea de 20 mai, mă refer la Marte. Iată că și Venus intră astăzi tot acolo. Și s-ar putea să ai o vară incendiară. Dacă ar fi să ne uităm după teoria astrologică, a zice că n-ar trebui să stai în casă, a zice că trebuie să te distrezi, a zice că trebuie să iubești, să te lași iubit, a zice să-ți găsești tot felul de pasiuni, să te bucuri de viață, efectiv să te bucuri de viață, precum un copil. Deci la Taur sau cei cu ascendentul în Taur, Venus e guvernatoarea ta, schimbă semnul, se duce în casa a patra, unde este Marte, și dintr-o dată s-ar putea să te simți stresat, să te ocupi de unele probleme ale familiei, care nu sunt neapărat ale tale, dar cumva simți că poți aduce îmbunătățiri. Trecem la Gemeni sau cei cu ascendentul în Gemeni, Venus se duce în casa a treia alături de Marte. Și știi cum e? Ai un arsenal de cuvinte rar întâlnit. Cumva reușești să și îmbărbătezi, dar reușești să și alini prin vorbele tale. Și nu multă lume are acest dar în această perioadă, să știi. Deci la Arac sau cei cu ascendentul în Arac, Venus se duce în casa a doua, ce să spun? Următoarele luni să te aștepți să fie multe cheltuieli. Doar că un lucru vreau să ai în vedere. Să fie cheltuieli și pentru propria fericire. Nu doar pentru alții sau nu doar pentru cele, nu știu, facturi sau alte situații de gen. Deci la Leu sau cei cu ascendentul în Leu. Păi nu o să mai puteți de dragul vostru, Venus, care are legătură și cu beneficiile, care are legătură și cu iubirea, care are legătură cu plăcerea, intră în semnul vostru unde este deja Marte. Și se știe că în mitologie Venus și Marte au avut așa o dragoste din asta plină de nebădăi, plină de pasiune. Cam pentru voi urmează o vară incendiară, toate aceste două tranzite vă ajută nesperat de mult, iar Venus stă în semnul vostru până în octombrie. E momentul să vă puneți de acord cu propria ființă în ceea ce privește fizicul, exteriorul. Deci la Fecioară sau cei cu ascendentul în Fecioară, Venus se mută în casa 12, unde este și Marte. Vor exista tendințe din acestea către relații ascunse de ochii lumii, poate relații indisponibile, dar în același timp o tendință către a vă retrage din zgomot, din foșnetul vieții cotidiene și să începeți să vă iubiți mai mult, să fiți mai blânzi cu voi. Deci la Balanță sau cei cu ascendentul în Balanță, Venus e guvernatorul vostru, să zicem în casa 11. Nu o să prea stați pe acasă, o să umblați, o să călătoriți, o să mergeți la evenimente, cunoașteți mulți oameni. Dacă sunteți singuri, se pot întâmpla multe, vor apărea situații în care veți cunoaște mulți parteneri, adică puteți trece de la aolo, nu mă caută nimeni, la aolo mă caută prea mult și nu știu ce să fac, da? Un lucru e destul de important, spunem cu cine umbli ca să spun cine ești, așa că trebuie să aveți grijă până în octombrie la această expresie. Deci la Scorpion sau cei cu ascendentul în Scorpion, vai! Marte, guvernatorul vostru, este în casa 10. Intră și Venus acolo. Din punctul de vedere al carierei, urmează niște luni, venea să zic, stupende, minunate, meravilioase, să zic așa, pentru cei care mă urmăresc din Italia. Da, din punct de vedere profesional, vara aceasta este minunată, pentru că prindeți curaj, aveți chef să dărâmați munții, aveți chef să puneți limite acolo unde nu se mai poate și aveți chef să aveți încredere în voi și să vă bazați pe propriile puteri, pe propriile forțe și să demonstrați. E o vară foarte bună în care să demonstrați ceva cuiva.
trece la săgetător sau cei cu ascendentul în săgetător, cei singuri, acestora le recomand să călătorească, s-ar putea să întâlnească pe cineva la drum lung, cum se numește, știți, era vorba aia, vei întâlni la drum lung. Și nu neapărat celor singuri și celor care sunt într-o relație. Vă recomand să vă plimbați cu partenerul, să planificați călătorii, să umblați, să, efectiv să vă bucurați de dorul de ducă pe care îl aveți cu Venus în casa noua. Trecem acum la Capricorn sau cei cu ascendentul în Capricorn. Venus se mută în casa a opta, se alătură lui Marte. Acum, vedeți voi, emisiunea aceasta este dată dimineața, dar ea poate fi văzută și la alte ore, dar chiar și așa nu pot să vă dau toate detaliile despre Venus în casa 8-a. Cert este că are legătură cu tot ce înseamnă intimitate, plăceri, senzualitate, dar mai are legătură și cu venituri pe care le primim din alte părți, cum ar fi venituri de la parteneri, dintr-o moștenire, din, nu știu, vă treziți cu curentă, viageră, așa, vă doresc să se întâmple lucrul ăsta. Deci partea asta de intimitate, dar și partea asta de bani în alte părți, până în octombrie, veți tot auzi de aceste subiecte. Trecem acum la vărsător sau cei cu ascendentul în vărsător. Oh, Venus se mută în casa șaptea, undeva și retrograda în curând. Și este și Marte acolo de ceva timp. Astăzi vă place de cineva, mâine nu vă mai place de cineva. Astăzi vă înțelegeți cu partenerul, mâine nu vă mai înțelegeți cu partenerul. Sunteți așa într-o zonă pasivă-agresivă, năbădăi, viața relațională vă este tulburată, nimic nu este pașnic, să știți, pentru că aveți nevoie să știți, să învățați ce să cereți de la celălalt. Și până nu învățați ce să cereți de la voi, nu veți ști ce să faceți nici cu celălalt. Așa că urmează o vară, din punct de vedere afectiv pentru voi, de scris un roman, să știți. Veți putea scrie un roman după această vară. Deci la pești sau cei cu ascendentul în pești, Venus intră în casa a șasea, veți găsi înțelegere de la colegi. Chiar dacă este și Marte acolo, important este să le arătați celor cu care lucrați că sunteți implicați și că vreți să depuneți muncă, vreți să efectiv să... vreți să investiți o părticică din voi în proiectele profesionale. Și oamenii din jur, când vor vedea acest lucru, vor trece cu vederea anumite scăpări. Să vă priască recomandările mele și să ne auzim cu bine mâine.